Dacă mă iubește cineva pe mine, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi pe el și vom veni la el și locașul la el ne vom face. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Dar cuvântul pe care l-ați auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Acestea le-am spus vouă, fiind încă cu voi, dar Mângâietorul, Duhul cel Sfânt, pe care îl va trimi de Tatăl în numele meu, acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea dau vouă, nu precum de lumea vă dau eu vouă. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se fricoșeze. Ați auzit că eu v-am spus că mă duc, dar iarăși voi veni la voi. Dacă m-ați iubit, m-ați bucurat că v-am spus. Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus acestea mai înainte de a se împlini, ca să credeți când se vor împlini. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine Stăpânitorul acestei lumi. El nu are nimic în mine, dar lumea va cunoaște că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit așa fac. Sculați-vă să mergem de aici. Eu sunt adevărata tulpina viței și Tatăl meu este lucrătorul. Pe orice mărădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mărădiță care aduce roadă, el o curățește, pentru ca și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate să aducă roadă de la sine însăși, dacă nu rămâne în tulpina viței, tot așa și voi, dacă nu veți rămâne în mine. Eu sunt tulpina viței, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă vreunul nu rămâne în mine, este aruncat afară, ca mlădița nerăbditoare, care s-a uscat și pe care o adună lumea, o aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți voi și se va da vouă. Dacă veți aduce roadă multă, prin aceasta se va prea mări Tatăl meu și vă veți face ucenici ai mei. Precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, precum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea sa. Acestea mi le-am spus, ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, cum am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața lui să-și o pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu, de acum nu vă mai zic slujitor, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice veți cere de la dânsul în numele meu. Aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea nu iubite al său. Dar pentru că nu sunteți din lume și eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu. Căci nu cunosc pe cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-a văzut, m-a urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul ce scris în legea lor, că m-a urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul pe care eu voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl procede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți,
Pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. Și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide, pe voi va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Și acestea le vor face, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iar acestea toate le-am grăit pe voi, ca să vă aduceți aminte de ele când va veni vremea, cum că eu mi le-am spus vouă, dar acestea nu mi le-am spus vouă de la început, fiindcă eu eram cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde mergi. Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea au trecut inimile voastre. Eu însă vă spun adevărul că vă este de folos ca să mă duc eu. Căci dacă nu mă voi duce eu, Înghietorul nu va veni la voi. Și El venind va credința lumea de păcat, de dreptate și de judecată. De păcat pentru că oamenii nu cred în mine. De dreptate pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă veți mai vedea. Iar de judecată pentru că stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am multe de spus, dar acum nu puteți să purtați greutatea lor, ci când va veni acela, Duhul adevărului, vă va învăța pe voi tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va vorbi ce i s-a spus și cele viitoare va vesti vouă. El pe mine mă va preamări, căci din ce este al meu va lua, ca să vă vestească vouă. Toate câte are Tatăl sunt ale mele. De aceea am zis că ia din ce este al meu, ca să vă vestească vouă. Peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea. Pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Atunci au zis unii dintre ucenicii săi între ei. Ce poate însemna oare ceea ce ne spune, peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea, și că eu mă duc la Tatăl meu. Deci ziceau, ce este acest puțin despre care vorbește? Nu înțelegem. Ce spune? Însă Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis lor, vă întrebați între voi despre ceea ce am zis? Peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că voi veți plânge și vă veți tânguii, iar lumea se va bucura. Voi veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când e să nască se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei. Dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte durerea de bucurie că s-a născut om în lume. Deși voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră nimeni nu va lua de la voi. Și în ziua aceea pe mine nu vă veți mai ruga de nimic. Adevărat, adevărat vă spun vouă. Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da vouă. Până acum n-am cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Acestea vi le-am spus în pilde. Dar va veni ceasul când nu vă mai vorbim vouă în pilde, ci pe față. Că voi voi știți despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu. Și nu zic că eu voi uita pe Tatăl meu pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește. Pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii să iată, acum vorbești deschis și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că toate le știi și nu ai trebuință ca să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată vine ceasul și a și sosit, ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea le-am grăit către voi, ca în mine pace să aveți, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Astfel a vorbit Iisus, apoi și-a ridicat ochii săi către cer și a zis, Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te preamărească pe tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată pătura,
pentru ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-L fac și acum mă preamărește Tu, Părinte, la Tine însuți cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume, ai Tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la Tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut acum că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, că ei sunt ai Tăi și toate ale mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzește în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău, pe cei pe care mi-ai dat, i-am păzit și nici unul dintre ei n-a pierit decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la Tine și acestea le trăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plin în ei. Eu le-am dat cuvântul Tău, dar lumea a urât pentru că nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Nu mă rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Sfințește pe ei într-o adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Precum ai trimis pe mine în lume și eu i-am trimis pe ei în lume. Și pentru că ei mă sfințesc pe mine însumi, pentru ca și ei să se fie sfințiți în adevăr. Dar nu numai pentru aceștia, mă rog, ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul lor în mine. Ca toți să fie una precum Tu, Părinte, ești în mine și eu în Tine, așa și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Și slava pe care mi-ai dat-o, eu am dat-o lor, ca să fie una precum noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una și ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat mie, ca să vadă slava mea pe care Tu mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Dar, Părinte drepte, lumea nu te-a cunoscut pe Tine. Eu însă Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Și le-am arătat lor numele Tău și voi arăta, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Acestea trăind Iisus, a ieșit împreună cu cei săi dincolo de Părâul Cerurilor, unde era o grădină în care a intrat El.